Bună seara, dragii mei! Continui cu etalarea pentru cei care ați ales numărul 3, cei care ați ales acest talisman. Mi s-a întrerupt înregistrarea din cauza că era prea plină camera, nu făcusem curățenia necesară. Spuneam că Domnul trebuie să vină, Domnul, energia masculină, trebuie să vină să recucerească, să o recucerească pe Doamnă, sau masculinul să intre în acțiune, da? Să schimbe energia, să intre în acțiune. Interesant cum brusc am... Da, și să și comunice, că a fost un blocaj de comunicare. Brusc mi s-a... N-am avut până acum. Mi s-a... dereglat un pic chakra 5-a comunicării. Probabil că aici nu ați comunicat. Nu ați spus ce reprezintă, Doamna, ce reprezintă energia feminină pentru voi, câtă valoare are în ochii voștri și câtă valoare are în general. Din acest motiv, Doamna așteaptă într-un fel sau altul să se facă dreptate, să veniți, să o ajutați să-și deschide sufletul eventual sau să treacă peste niște blocaje, niște restricții, niște rețineri pe care probabil că le-a avut și înainte, dar doar cu voi le poate rezolva, le poate reechilibra, da, echilibru, balanță, le poate transforma pe casa 4 și casa 8-a. Posibil are și niște frustrări. Dacă are planete în casa 4-a, casa mamei, a lunii, or fi niște probleme acasă, niște frustrări care îi blochează oarecum expresivitatea și totuși își dorește să se echilibreze. Simte că împreună puteți să vă transformați. Dar din cauza unei chestiuni de comunicare, care ținea de comunicare în trecut, ceva nu s-a manifestat. Acum cărțile s-au dus. Eu între timp, pentru că tot s-a făcut pauză, am pregătit cărțile pentru energia masculină, dar continui citirea pentru energia feminină. Deci Doamna își dorește echilibru, își dorește dreptate, poate s-a gândit la o separare, dar apare totuși 6 de spade și cavalerul de cupe. Dacă are tendința, 6 de spade înseamnă și detașare mentală. Dacă simțiți că s-a detașat, puteți să vă gândiți că e posibil să se gândească la un alt cavaler de cupe, la un alt personaj care să vină să o salveze din această situație, din acest blocaj. E un blocaj. Da? Dacă nu o faceți voi, cineva tot trebuie să o facă. Dar e frumos că totuși acest cavaler s-a arătat. Da, nu-i de cupe, nu-i de cupe, e de bâte. Și în acest cavaler de cupe cineva are o bâtă, are un foc. Ați putea să fiți chiar voi, ar putea să fie altcineva. Deci Doamna oarecum trebuie să învețe să se... sau energia feminină, da? Cel care e mai pasiv, receptiv, în fine, ascuns cu acest ou în cuib, ci cel care e un pic mai ascuns. Totuși, are o capacitate de iubire foarte mare, dar ceva trebuie descătușat. Este energia dintre voi. Sper să mă țin acum totuși bateria. Energia dintre voi. Pentru unii posibil să vă aștepte 6 de spade, să vă aștepte să veniți de la un drum. Dacă e o distanță, dacă distanța asta e datorată unei căsătorii, a unui job, a unui contract, da? Nevoia de bani a cuiva, această distanță trebuie străbătută ca să se împlinească momentul de 2 de cupe, de uniune, de frumusețe emoțională, de împlinire, de miracole și binecuvântări. Repet, ați putea fi voi, ar putea fi altcineva. În cazul în care nu veniți voi, cineva tot trebuie să apară în viața acestei doamne și să descopere valoarea pe care o știe sau nu știe despre ea. Frumos ar fi să fiți voi, dacă tot o vedeți atât de frumoasă și de valoroasă. Bănuiesc. Au apărut totuși cărți frumoase. Și nu doar că bănuiesc, dar în cartea... Acum de ce vorbim mai mult cu bărbații, nu știu. Dar În cartea energiei masculine sau de partea energiei masculine a bărbatului, să zicem, a apărut împărăteasa, care tot așa înseamnă valoare, da? Fertilitate, generozitate. Și atunci de-aia zic, dacă tot o vedeți valoroasă și aveți o părere atât de bună și sunteți atât de încântați de ea, veniți să echilibrați energiile, pentru că ea așteaptă această dreptate. Așteaptă, își dorește. Dacă aveți planete în balanță, pentru că vă semn de aia și apare balanță, poate că aveți planete în balanță și simțiți că e pentru voi etalarea, pentru unii planete. Dar este și energia acestei perioade în care fac, deși este o etalare atemporală. În fine. Da, își dorește să-i rupeți, interesant, să-i rupeți niște lanțuri, o energie karmică atârnă, da, aici e dreptatea. E o energie karmică, este un blocaj pe care puteți să-l rupeți sau se poate rupe. E o vrajă, ah, ce frumos, o vrajă. O vrajă pe care doar împreună o puteți rupe, prin dragoste necondiționată. Uitați, apare dragoste necondiționată, dragoste e și aici, dar trebuie să vină cel care, da, practică acel sărut plin de iubire, da? Interesant cum vine mesajul. Acum, ce își dorește bărbatul? 4 de bâte. Știți că este cuplu perfect, flăcările gemene, uniune, 4 înseamnă echilibru, 4 de bâte, 4 de monede, da? Să o simțiți mai jucăușă, să o simțiți descătușată de aceste frici și rușini și frustrări, pe de-o parte, și să vă bucurați unul de celălalt. În voie bună, da? 9 de cupe, în joacă, în pasiune. Ce simțiți? Simțiți că e femeia voastră, că este femeia divină, este o femeie specială, care chiar așa reținută și cum e ea frumoasă, dar reținută, are în spate totuși un șarpe, un potențial și sexual, da? Kundalini, zace, neactualizată, nereactivată. Și împreună simțiți că puteți să aveți o familie, dacă vreți, o familie și o soție deosebită, pentru că apare Marele Preot. Și 4 de bâte, tot familie reprezintă. Dar acum vorbim și de sexualitate, energia. Simțiți că puteți avea o relație pasională de lungă durată, nu musai tradițională, cât stabilă, stabilă, lângă această femeie deosebită. Și dacă voi cândva ați mai fost mai reci, mai distanți, v-ați mai mințit și pe voi și pe alții, într-o formă sau alta, energia masculină sau în preajma acestei femei simt că, sau cel puțin așa arată cărțile, că simțiți și voi altfel. Simțiți altfel. Există o creștere spirituală și din partea voastră. Simțiți că e o legătură profundă între voi, care trebuie împământenită. Da, uite, interesant, justiția și Marele Preot. Într-un fel sau altul, nu neapărat că vă doriți să vă căsătoriți, dar vă doriți să manifestați stabilitate, să simțiți că există, nu neapărat să oficializați această legătură, pentru că nu asta e important, să simțiți că împreună vă găsiți echilibru, apropo de justiție, și puteți construi ceva deosebit. Dar ce e interesant că sub acest Mare Preot au mai venit niște cărți. 6 de cupe, împăcarea, nostalgia, temperanța, așteptarea și vindecarea și echilibrarea energiilor. 3 de monede, construcția, iar toate 6 de cupe, temperanța, 3 de monede, înseamnă împăcare, construcție pentru o relație stabilă. Pentru că energia masculină simte că această femeie este femeia sa divină. Și, repet, și doamna simte într-un fel sau altul, dar trebuie ceva descătușat, trebuie comunicat și trebuie echilibrate niște energii. Și echilibru avem și prin temperanță, da? Dar apare și lupta. Aici, bărbatul divin sau energia masculină se luptă un pic. Se luptă cu el, eventual și cu alții. Trebuie să se lupte, este puterea. Mai ales prin noiembrie. Pentru a manifesta această colaborare, vindecare, echilibrare, împăcare și relație stabilă, probabil că în timp, cu personajul, da, acesta deosebit, meritos, sufletul vostru pereche, da, care poate fi readus la viață și nu în sensul readus la viață, readus la valoarea sa, adică trebuie făcută să conștientizeze valoarea sa. Poate știe, poate nu știe. Unele dintre doamne posibil să-și cunoască valoarea și totuși să se rețină din cauza unor probleme despre care am mai discutat. Ori personale, ori în relația dintre voi. Dar în primul rând a fost comunicarea. Însă, nu uitați de soare, nu uitați de 9 de cupe, de 2 de cupe. E un potențial deosebit în această perioadă pentru voi doi să vă stabilizați relația, nu doar din punct de vedere sexual, intim, ci și practic. Și mental, să zic. Ce simte și ce dorește Domnul? Domnul o dorește pe doamna. Evident, în varianta sa cea mai bună, cea mai frumoasă. Da, ar dori să nu mai fie în acest patru de bâte, de monede, pardon. Dar ar dori să fie plină de încredere și n-ai cum să fii plin de încredere decât atunci când îți cunoști valoarea, da? Și nu vorbesc de frumusețea fizică, cât de frumusețea interioară și de ce știi tu că ai special ca om. Simte că această femeie este destinul său. Da. Măi, sunt niște cărți foarte frumoase. Repet, energia feminină e un pic mai reținută, mai ascunsă, trebuie descoperită, trebuie să se descătușeze. Și știți, această carte este cartea salvatorului, da? Într-un fel sau altul trebuie salvată. Și ea simte și își dorește. Da? De-aia probabil e și un pic mai închisă, pentru că nu știe. Încă. Repet, își dorește justiție divină. Dacă o veți salva voi sau altcineva. Cine o va salva? Cine o va face să se simtă femeie, cine o va aprecia și în vulnerabilitatea sa, da? Aici este o femeie goală, aici este mai îmbrăcată, aici e foarte îmbrăcată, da? Cine o apreciază și cu defecte și cu calități, în fața cui poate să fie pură, deschisă, da? Cum este această împărăteasă? Da, e deschisă în principiu, ca dacă nu e... Da. Nu se oferă pe tavă, totuși e deschisă. Aici este. Înțelegeți diferența. Și lupta aceasta probabil că participă la... A participat, să zic. Lupta, reținerile au participat la întârzierea momentului de uniune, dar se va întâmpla cât de curând. Eu așa sper, așa au arătat cărțile, că vor fi niște momente speciale în care, da, veți simți miracolul transformării. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și nu uitați să ascultați și prima parte. Pa, pa!